Probabil că te întreba mereu cum reușesc hoții să fură mașini. Tehnicile folosite de ei sunt cu adevărat profesioniste. Este incredibil, dar ustensilele de care se folosesc sunt făcute din doze de aluminiu, monede și poate sună foarte ciudat, dar și mingi de tenis. Astăzi am să-ți prezint 6 metode prin care hoții reușesc să fură mașină. Haide să începem. Această metodă este una foarte preferată de către hoți pentru că este una dintre cele mai rapide și eficiente metode. Acest sistem este folosit și chiar pentru mașinile mai scumpe. El funcționează pe baza întreruperii contactului dintre cheia și încuietoarea mașinii. Acesta transmite oarecum o eroare asupra ei, care face ca mașina să nu poată fi închisă de la cheie și să rămână deschisă. Acest balon este la îndemână oricui și poate fi una dintre cele mai simple metode de a deschide mașina cuiva. Acesta se plasează în partea superioară a ușii, unde urmează a fi umflat, iar ușa se va deschide de la sine. Am auzit din mai multe părți că dacă ai avea o sfoară, ai putea să deschizi portiera unei mașini. Probabil ați văzut această metodă în filme pentru că este foarte populară și rapidă. Deci, înainte să folosești sfoara, trebuie să-i faci un mic nod, care poate fi strâns cu ușurință mai târziu. Acum tot ce ai de făcut este să plasezi nodul cu sfoara în partea superioară a ușii și să începi să o miști, până când vei ajunge la butonul de deblocare a ușii. După cum bine știm, toți hoții sunt foarte inventivi și mereu creează diverse unelte pentru a le face munca mai ușoară. Dar tot ce le trebuie este o minge de tenis. Trebuie să faci o gaură mică în ea și să o fixezi pe încuietoarea mașinii. Apoi trebuie să apeși foarte tare și ai terminat. Ușa este deschisă. Știu cât de ciudat sună, dar aparent funcționează. Consumi aproape zilnic suc dintr-o doză. Evident, doza de aluminium este una dintre cele mai eficiente metode de a fura o mașină. Funcționează perfect dacă conducătorul mașinii pe care vrei să o furi este femeie. Tot ce trebuie să faci este să prinzi toba de eșapament, mai multe doze care să creeze un sunet foarte ciudat, care îl va face pe conducătorul auto să oprească cât mai repede pentru a verifica acele sunete. Probabil va lăsa cheile în contact și ușa deschisă. Acesta este momentul când trebuie să stai repede mașina și să dispar cât de repede poți. Monedele au devenit una dintre cele mai populare metode pentru că este de asemenea și cea mai accesibilă. Pentru a fura o mașină cât mai repede, tot ce trebuie să faci este să tragi puțin de clapeta mașinii și să introduci o monedă exact ca în filmuleț. Pentru că alarma nu poate să se oprească, cei mai mulți hoți pun această monedă la ușa pasagerului din față, pentru că cei mai mulți conducători auto nu acordă atât de multă atenție la ea. Deci dacă ești șofer sau urmează să devii unul, ai grijă la această metodă. Și cam acesta a fost topul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like și să te abonezi, pentru că eu postez în fiecare zi.